unul dintre cei mai mari povestitori ai istoriei noastre și unul din ultimii mari boieri ai României. Pentru toți cei care l-au cunoscut, Neagu Giuvara rămâne un model de eleganță, erudiție și înțelepciune. Vă invit în minutele următoare să îl revedeți pe Moș Neagu, cum îi plăcea să-i se spună, vorbind despre bună cuvință. Vom înțelege din nou că, odată cu moartea sa, dispare o lume. Eu, copil, am fost învățat că am avut un tată care a fost un tip extraordinar. Mi-a făcut ca un sfânt tata, știi? Dar tată care nu este. Deci un copil care crește cu ideea că a avut un tată care a fost un personaj absolut excepțional și nu știu ce și nu știu cum. Deci mama nu s-a mărit pe ea niciodată. El, dacă ar fi trăit, eu aș fi fost un băiat de bani gata, aș fi fost un nimic atată. Păi când faptul că am avut o copilărie și o tinerețe dificilă, a făcut să fiu mai altfel, să fiu cu ce sunt. Ceea ce mi se pare mie că este cel mai important este cinstea, adică cinstea în sensul foarte larg al cuvântului, adică să fii întotdeauna onest, adică să spui adevărul, să nu cauți să iei bunul altuia, să nu... Eu, cum să spun, personal, nu am impresia că am lăudat de ceva, dar n-am avut niciodată poftă de lucrurile altuia. Pe când sunt foarte multe persoane, dar foarte multe, care tânjesc după bunul pe care îl vede la vecină, nu atât de puterea avere, dar orice situație, reputație, să nu știu ce. Mie nu mi-a fost niciodată poftă de ceea ce are altul. Lipsind din țară 45 de ani, eu din ăștia 45 de ani, mai cu seamă, am petrecut 23 de ani în Africa. Întâmplător, în Africa, am plecat cu poeziile lui Eminescu, le mai văd și aici pe masă, legate în Africa, în pielea asta neagră. Uite, o carte de poezie ale lui Eminescu. Aveam cu mine în Africa asta, ca să vă rezume, și aveam Biblia în traducerea lui, uite, enormitatea aia de acolo, tradusă de, bine, tradusă probabil, șlefuită de Gala Galaction. Cu aceste două cărți românești, sau pe românește, am stat 23 de ani în Africa, pe urmă și în Europa, în Franța, în un alta, care vrea să zic că m-am hrănit cu o limbă foarte frumoasă românească din vacul al 19-lea. Și când am sosit în România și am auzit cum vorbește ăștia în parlament, pe stradă, nu știu ce, aoleu, s-a schimbat nația. Și într-adevăr, s-a schimbat numai la limbă, s-a schimbat și la comportament. Am părăsit un țăran slăbuț, dar îmbrăcat în general încă în straie românești, chiar că săptămâna, duminica, sunt albe, sunt călcate proaspăt, sunt albe, dar aceeași cămașă o va purta toată săptămâna, o să devine mai murdar, nu știu, dar e o cămașă albă cu broderii, cu nu știu, frumos. Mă întorc după 45 de ani și văd pe țăran îmbrăcat a la Mao Zedun în niște jeans șifonață, adică de cea mai urâtă calitate, și cu el un tricou de lână jerpelit, cenușiu, care era altă imagine a românului. Eu consider că, scriind istorie, nu partea de erudiție contează, adică ai înmagazinat, ai adunat cât mai multe cunoștințe, nu. Cum interpretezi? Asta este important. Care vă zic că e o problemă de
inteligență, dar inteligență nu în sensul că deștept, nu. Inteligență, inteligere, comprehensiune. Trebuie să ai calitatea de a pricepe toate informațiile. Deci erudiția e un bagaj. Dar dacă nu știi să le interpretezi, să le pui împreună, să faci din ele o piramidă, degeaba ai această erudiție, ești un bou. Ești un bou foarte învățat. Să știți că există o vorbă care de altfel se spune de origine franceză, că la bine fait pas le moine, haina nu face pe călugăr. Dar să știți că îl face puțin. Adică chiar tu, omul, dacă ești îmbrăcat șlampăt, așa, te simți într-un fel. Dacă deodată ți se spune trebuie să te pui în frac și să mergi la operă, ești alt om în haina cea nouă. Fiindcă îmbrăcămintea te îmbracă moralmente. Viața mea este axată, ca să spun așa, pe învățare continuă. Adică nu mă gândesc cu groază că mâine sau poimine n-aș putea să citesc, fiindcă vreau să învăț în continuu.